Helme mari greutăți, știu că eram poate de 6, de 7 ani, știu că a venit ursul și ne-a prins o oaie cu clopot, cearaia cu clopot. S-a dus, taică meu, ca și încă cu unul, o smurs, amândoi, o scus-o jumătate și a venit cu clopotul și jumătate oaie. No, eu eram copil, a fost ceva atunci, a fost prima dată. Aia v-a marcat? Da, no, nu m-a marcat, că ne-a călit, că eram învățat. Nu, noi n-avem treabă de urs, că ăștia ca în ziua de azi, că vai de mine să chem când vine un urs pe lângă oraș, că îi mâncă. Noi ne întâlneam aproape zilnic. No, după aia ne-a luat un berbec, iar am fost acolo. Porcul ni l-a luat, ne-a prins o iapă. Noi, dacă n-am fi muncitor la meseria asta, nu reușești și nu reziști și nu-ți place să muncești. Că mulți și eu am cunoștință, când lua subvențiile, pac, o mașină de ultimă generație, pac la mare, pac în Turcia, pac din coi. Eu n-am fost, eu când am luat un tractor, am mai luat un logor, am luat un utilaj, că eu la tăte animale îmi produc și cereale și tot, și încă mai am câte un surplus, mai vând fân, mai vând cereale, pe lângă ce se consumă mele. Am spus-o și o mai spun încă o dată. Mulți vine câte un om la mine și zice, domnule, mie întrei numai caș de oaie. Îi spui, domnule, în piață, că eu îi cunosc pe toți. Nu este numai de oaie. Să cam eu e 80%, 85% de oaie. Păi nu că întrei numai de oaie, dar zic, nu găsești. Mere la mai încoșe sau mai încolo de mine, care are numai de vacă, zice, hai, domnule, că eu e numai de oaie. Și omul nu știe, îl cumpără la de vacă și îl dă cu 40 de lei, că e de oaie. Nu-i corect față de cumpărături. O cea mai mare problemă cu care aș vrea să mă ajute statul, nu numai pe mine, pe toți care sunt în zona de munte, în zona de deal, care au probleme cu urși, urși ăștia ne dau foarte mari probleme. De exemplu, deci eu altceva nu, că nu între, că dacă muncești ai, dar cu ăștia am avut 2 ani și 3 ani și așa probleme că am avut angajat și o zis, domnule, eu nu mai stau la oi, că vine ursul în fiecare seară. O trebuie de a... Vineam și meream eu la oi, că el nu mi-a... Eu fost frică să-mi meargă la oi. Așa era... de mulți urși sunt aici la dumneavoastră? Păi era... Acum azi 2 ani, era o ursoaică neagră cu un pui, una neagră cu 3 pui memnică. Fundul ăsta de leniu a fost cel mai bun de urs din țară, dar nu au fost probleme. Domnule, a fost unul, cum să zic și eu, a fost blestemat, mi-a dat, a omorât o oaie, două, trei. Domnule, ia măsuri. Ăia gunoier și merg în oraș, ia măsuri, degeaba era lui, că ăla care a crescut acolo în oraș, la Tâmberaune, ăla degeaba îl duce în vârful muntelui, că ăla nu paște iarbă, că nu știe să pască. Coboară înapoi. Păi că ăla mai are două, trei zile până coboară înapoi. Nu zicea că a dus unor la ocat, mi-a zis cineva de aici, de la Târgu Mureș, de lângă grădina zoologică, l-a dus în Călimani și a zis că i-a pus gardă și s-a dus și tot s-a dus și a trecut până a trecut în Ucraina și acolo... Nu mi-a fost semnal la zgardă, că ea poate a fost mai deștepți ca noi. Dar eu aș vrea un ingis de el și stă în vârful blocului și zice de urși că vai sărașii cât îi să vie o zi tătă ziua să meargă cu mine, să se scoale la patru, să vie la mulți, după la casă, să meargă tătă ziua pe tractor și noaptea când se te hodinești să vii tătă noaptea să te bați cu ursul. Că dânsul da legea asta că... Banii de animale se vor împărți la fel pentru toată lumea, nu numai pentru huți. Deci aia asta să-l felicit, dar să și ei așa cum au zis. Mă numesc Cincea Iuliu, te-ți mă cunosc de Cincea, îs născut la Idicel Pădure, mutat aici la Ideciu de 30 de ani. Aici locul unde filmăm acum îi zice Părâu Sărat. E proprietatea mea 90% sau peste 90%. De când creșteți dumneavoastră animale și ce animale creșteți? Eu m-am trezit cu animale de la părinți, de la taică-miu, că când am deschis ochii cu animale ne-am trezit, că și tatăl a fost cioban. Și m-a dus la oi de la 3-4 ani, 5, de când mă știu... Am fost în Călimani, în munți, că atunci nu se ciobănea la țară, că se ciobănea la munte. Era ciobănie grea acolo? Foarte grea, față de cei aici, dar bine, dar acum dacă cu oamenii din ziua de azi, dacă ar trebui să meargă la munte,
nu știu câți armesta dintre angajați și dintre proprietarii de animale. Numai ăia care au fost și știu ce înseamnă muntele. Câți ani ați venit în munte? Până la, așa, de la 5-6 ani până la vârsta de 17-18 ani. Deci până în jurul Revoluției, că de la Revoluție după am făcut stână la hotar și am rămas aici, la sat. Deci de la o vârstă fragedă, tatăl dumneavoastră v-a dus în munte. Consider că de la tatăl dumneavoastră moșteniți dragostea asta. Bineînțeles, și tatăl a fost cioban, el a rămas fără tată la 9 ani, el a mers slugă la alții, că le povestea mie și la angajați, la sluși care mi aveam. Uite, bă, mie cât îmi dădea o cănuță de asta de lapte, atâta era atunci de mult. Taică mi-o, îi fai de, să-i grijească să orice le aducea sufletul și îl dădea pentru oameni. El o știu ce înseamnă aia. Noi acolo când eram, n-aveam numai oi, vaci, cai, că cu aștia, cu cai lucram la pădure, aram, făceam fânul, tot, meream cu cai de la Idișel până în Călimani, 100 de kilometri, vineam te la două săptămâni, aduceam brânza. Deci așa, atunci două săptămâni stăteam acasă, două săptămâni meream la oi. Și în Călimani ați urcat numai cu oile dumneavoastră sau cu oile deci din împrejurim? Deci atunci era un fel de... Nu tovarășe, că tovarășe era la CAP-ul. Deci câțiva tovarăși, 5-6 tovarăși, făcea un 300 de oi și stătea pe rând, dar pe fiecare. Unul stătea de jumătate, altul de tătă vara, altul de-a patra, altul... După câte animale se înțelegea de primăvară avea, atâta stătea la oi. Și își lua brânza după animale și după aia, după ce se dădea tătă brânza, se împărță. Fiecare după cât sta, lua bășie. Și cum era băcia? Păi bășia era, cum să zic, adică se dădea, că atunci se dădea 5 kg sau 5 jumate de caș de, după oaie și unul de urdă sau jumate, depinde cum se înțelegea. După ce se termina, toată lumea își lua brânza după câte oi era cu lapte, se împărțea, no, cât e așa, cum le grija de bine ciobanii și le mulge. Altădată, dacă le grijea bine, ieșea mult, altădată mai puțin, altădată ieșea câte 10 kg la săptămână, lua unul, altădată 20 și altădată poate nu s-o lua deloc, după cum era anul și oamenii. Dumneavoastră ați mers în munte că v-a fost drag sau din respect față de părinți? No, păi dacă meream din respect față de părinți, nu mai țineam animale nici în ziua de azi, că mai de mult copiii ascultau de părinți. Păi ascultau, m-a mers prima dată, dar mi-a plăcut. Deci știți cum e? Unul care nu-i place și nu-i drag și nu a fost crescut cu animale, ăla nu-l duci, îl duci o săptămână, două, dar după aia nu-l mai poți duce. Ce greutăți ați întâmpinat în munții Călimani? Sunt niște munți foarte frumoși. Da, păi noi am fost... Eram în Drâgla, cum îi ziceam noi, dar era munții Idișenilor, munții Brâncoveneștiului, era Drâgla, Cica, Vârful Cicuțu, până sus la stația meteo. Helme mari greutăți, știu că eram poate de 6, de 7 ani, știu că a venit ursul și ne-a prins o oaie cu clopot, cearaia cu clopot. S-a dus-o, taică meu, ca și încă cu unul, o smurs amândoi, o scus-o jumătate și o venit cu clopotul și jumătate oaie. No, eu eram copil, o fost ceva atunci, a fost prima dată. Aia v-a marcat? Da, no, nu m-a marcat, că ne-o călit, că eram învățat. Nu, noi nu avem treabă de urs, că ăștia ca în ziua de azi, că vai de mine să chem când vine un urs pe lângă oraș, că îi mâncă. Noi ne întâlneam aproape zilnic. No, după aia ne-a luat un berbec, iar am fost acolo. Porcul ni l-a luat, ne-a prins o iapă, o dus-o, era un urs, o zis paznicul de vânătoare că e de 16 ani, un urs foarte mare. Eu știu, era negru și avea un pic de alb, era cât era de lung, așa aproape atât era și de gros. No, și ăla era foarte, foarte blestemat. Da, ursul umbla cel mai mult acolo? Păi și lup, și-a fost odată, știu că eram copil, am mers după vaci, au trecut 5 lupi printre vaci, așa, eu stăteam cu mă uitai și anii la oie, au trecut, dar nu au avut treabă,
O trecut, întreabă, măi, așa i-am văzut, că am văzut mai mult, dar e atunci odată. Mândoia, măi, eu sper că rămâne să le ducă astea mai departe, că lui s-a făcut cam toate investițiile, el numai să le întreție trebuie să le facă. Eu n-am avut nici terenul unde am făcut casa, și ăla l-am cumpărat. Eu sunt mutat aici din altul sat, n-am avut nimic, nu mi-a dat nici... Nici n-am avut niște părinți cu, să zic, cu o situație materială, wow. A fost așa, ca oameni de rând. Și tot ce v-ați făcut, v-ați făcut din animale? Da. Din animale, eu am lucrat la început, aveam și animale. Și aveam stână, era taică meu, el ajutam și am lucrat vreo 10 ani la gaz. No, acolo încă m-a ajutat că au fost salarii bune și... Și eu când luam salariul, mi era pregătită o bucată de pământ să o cumpăr. Când aveați niște bani puși deoparte, dumneavoastră investeați în pământ. Eu tot ce am făcut, deci nu i-aveam făcuți banii și era pe aici anică, umblam cu gazul, pe la oameni era bătrân și zicea către... Că atunci nu era subvențiu, nu a fost cum e acum terenul, era plin de spini, râu, hușuri. Ne-a întreținut și zice, ai, dar nu cumperi terenul ăla de la mine. No, păi, când avem la mumgiet, avem bani, hai să mă duc să-l cumpăr. Că mi-o prins bine, când ai animale, dacă n-ai și teren, nu poți ține. Acum ce animale aveți? Avem vași, cai, purși, oi, capre, găini, de toate alea, în afară de măgari. Că poate suntem noi. Nu sunteți, sunteți niște oameni foarte muncitori. O, bine, noi dacă n-am fi muncitori la meseria asta, nu reușești și nu reziști. Și nu-ți place să muncești. Că mulți și eu am cunoștință, când lua subvențiile, pac o mașină de ultimă generație, pac la mare, pac în Turcia, pac dincă, eu n-am fost, eu... Când am luat un tractor, am mai luat un logor, am luat un utilaj, că eu la toate animale îmi produc și cereale și tot și încă mai am câte un surplus, mai vând fân, mai vând cereale, pe lângă ce se consumă mele. Deci dumneavoastră nu cumpărați nimic, totul îl produceți de pe terenurile dumneavoastră. Nu produc de pe terenurile mele, eu încă produc în exces, deci mai am și de... Mai mult decât între mine la firma mea. Sau la firma noastră. Dumneavoastră ce spuneți? Se poate trăi de pe urma animalelor? Foarte bine. Dar trebuie să-ți placă și să-ți placă să muncești. Aici nu ai Paști, nu ai Crăciun. Ai familie, dar așa din când în când. Și trebuie să-ți placă și trebuie să fii de meserie. Degeaba mult se apucă de ciobănii, de oierii, de așa, dar el o văzut oile numai în puză. Deci el la veci nu vă face nimic. Că la astea atât le înveți pe, din experiență pe pielea ta. Da, din greutățile pe care le-ați avut. Din greutăți și fiecare, acum pățești și Eva, te înveți minte. A doua oară nu mai faci, că nu pățești, deci asta e o școală care te costă. Deci asta nu poți învăța ca la facultate sau la undeva, asta o înveți pe pielea ta. A spus că e rentabil, dar trebuie să fii conștiincios și să ai grijă, trebuie să știi cum să mânuiești și banii. Bine, cum să vă spun eu, e rentabil că una... De exemplu, eu îmi produc toate furajele, poate și un surplus, un surplus mic. Deci trebuie să ai pământ să-ți produci furajele, trebuie să ai utilajă, trebuie să ai multe. Tu dacă nu ți-ai făcut investițiile la timpul potrivit, nu o să poți, că eu știu mulți. Când dacă au luat un pic de subvenție, s-au dus la mare, s-au dus în Turcia, s-au dus din coșe. Ba încă mi-ai cumpărat un utilaj, ba o sculă, ba o bucată de teren, că altfel nu poți. Deci fără teren și utilaje nu poți să reziști. Dar colaborate tăte, mergi înainte, ieși pe plus.
Bine, și dacă cunoști meserie, să bagi berbeșii la timp, să-ți fece oile când trebuie, să și emniei de dat când au preț și așa mai departe. În trecut, ce rasă de oi ați avut? Consider că n-ați început numai cu astea. Nu, noi toți urcana, eu asta am avut-o de când eu de concepție. Am încercat și eu să fac ceva, că rasă de carne, că nu știu ce. Nu, asta țurcana, asta noastră, eu zic și de vacă, și de oaia țurcană, și de vaca românească, de bălțată. Astea s-a climatizat la noi, cum și cu traiul rău și cu traiul bun merg. Dacă iei o rasă de carne, clar că sporul e mai mare la mine, dar la ele trebuie și costuri cu mult mai mari. Astea, fată în zăpadă, dimineața joacă mielul. Dacă oaia e furajată cum trebuie și cum trebuie. Dar una de aia de carne, la dimineața nu mai există. Și miei se descurcă bine, adică... Miei, deci astea noastre, cum au fost, și au fost oile bătrânești, bine, că am lucrat noi pe ele, le-am făcut poate un pic mai mari, un pic mai la țâță, mai fiecare după cioban, după el. Dar astea, eu așa consider că sunt de zona noastră. Eu vedeți ceva și le-am numai bălțache, oile țurcane, nu... Nu, no, și țurcane multe băle și ocinate, nu breză, eu nu sunt de concepția brezelor. Eu am avut breză, dar brezele nu sunt de turme mari. De ce spuneți asta? Sunt cele mai pretențioase animale, una. Deci lapte dau mult, dar e de slabă calitate. Eu am făcut comparații, am avut breză, am furajat brează la fel, bălă sau ocinată la fel. Dar mielul de la bălă și de la ocinată a fost mai greu că ăla de la brează, când l-am dat la kilo. Deci era mai mare, gândeai că ăla mi-a dat, nu a avut kilograme. Laptele e subțire, nu iasă, și la caș, bine, dacă bagi lapte, e zbune. Nu iasă. A doua, e foarte pretențioasă la mamiche, la miei de la brează nu suc, să sugă singuri foarte rar, care sunt originale. Ăștia de la bălă și dacă e țâțoasă, l-ai dat odată, după aia n-ai treabă, să știe cât e țâțoasă. Dar ăia, câte o săptămână trebuie să tăți, să știe după ei să ai de lucru. Deci eu, cum îți la mine, fată, 5-600, nu i-am putea descurca. Dar bălile... Mă uit dimineața, fată, 15-20, noaptea dimineața, le verific, nu, asta-o sub, le bag în boxă, la 2-3 zile le dau drumul între el multe, că se descurcă. Dar la ele trebuie să și tot după ele. Și sunt foarte jinga și la fac mamite. Eu când am avut breză, stăte medicamentele la Stine Meșeva ca la farmacie. La astea, dacă le-ai făcut tratamentele la timp, să nu zic... Într-un ceas rău a fost, n-am avut probleme. Cu piața de desfacere la miei, cum stați? Piața de desfacere chiar anul ăsta e foarte bună la miei. Deci prețul a fost... Deci eu zic după mine că acum e undeva prețul real. Deci sau pe aproape de prețul. Eu așa la vreo 25 de lei era, da, așa, că a fost aproape 24 de lei. E bine. Pentru noi care vindem, pentru care cumpără la salariile de acum și la pensii, că eu cei mulți i-am dat la expur, că la un pensionar, dacă îi spui că e 45 de lei kilogramul de carne, păi zice, păi de unde să-ți dau, că pensia mea a crescut cu 50 de lei, nu crescut deloc. 45 tăiat. Tăiat, în carcasă. Da, în carcasă. Am dat și așa vreo 30 de bucăți, care am avut, le-am spus de la început, ăsta e prețul, dacă vreți, nu, dar nu comenta nimeni nimic, că au văzut cum sunt prețurile la export. Numai vreau să zic că, nu, puterea de cumpărare a românilor e cam slăbuță. Am observat că dumneavoastră deja ați început să mulgeți oile. Da, eu am dat 300 de miei, vreo 260 la tir și vreo 30 ceva am tăiat. O fost, o fătac când o trebuit, asta v-am spus că dacă bași berbeșii când trebuie, că știam că pe Paștile Catolic o să fie cerere, asta a fost bine, a fost foarte bine. Deci le-ați împărțit în două, o parte din ei i-ați dat de Paștile Catolicilor? Da, și o parte mai am încă vreo 150 acasă,
Ei o să dau de ortodoxă și mai rămân de ăștia, că mai fac acum ăștia la vară, la toamnă, nu vedea noi, mai facem și atunci niște bani. Câte mi le aveați lăsat anul ăsta? Peste 100, în mare numărașă, mai de aia, la alte poate 130, 150, câte bune în tăt anul le țin. A spus că ați început să mulgeți de vreme. Cum stați cu piața de desfacere la Caș? Hai, asta e cea mai mare problemă aici, în zona noastră. În zona unde zic eu, că eu fac piața la Reghin. Problema e că a fost o piață de toate zilele până anul trecut, prin vară. No, acolo mi-a venit bistrițanii, merem noi, câtă marfă avem, o vindem și urdă și merge. A fost un punct bun. S-a făcut o hală nouă, ne-a mutat în ea, acum acolo, chiar și azi am fost la piață, nu vindem 15% cât vindem din coșe, e mult, să zic. Dar numai două zile pe săptămână, aici merem fiecare zi. Cașul ca cașul, că cașul mai vine acasă, mai dau. Urza, care e o marfă perisabilă, vine vremea că nu mai fac urdă, că numai când mă duc la piață, cu o zi înainte sau cu două, că n-are rust. Deci e o problemă foarte mare. Cred că sunteți departe și de marile orașe. Cred că și ăsta e un impediment pentru dumneavoastră. Păi probabil că, nu, cum să zic, dar vedeți și la marile orașe. La marile orașe, cum e urda, cu aia trebuie să te duci tot a doua zi. Azi ai făcut-o, mâine să o duci, nu poți să o duci pe 3-4 zile. Cașul nu e o problemă, că cașul, cum e ăsta mult de oaie la mine, cam 80%, 85%, ăsta cu cât e mai maturat, cu atât e mai bine. Ăsta după ce trece de o săptămână, e cum trebuie. Deci dacă e de 10 zile, atunci e maturat cum trebuie. Dar oare sunt și multe animale în zonă? E concurență? Nu-s multe, problema e alta. Problema e că aici la Reghin, noi, ca așa, noi din județ suntem vreo 5 care vindem în piață. Dar și din măia 5, 6, 2, 3 cu vaci. Cu produse de astea de oaie mult și așa, suntem cam puțini ei. Vin cei de la Bistriță cu foarte mult caș de vacă. Eu cașul de oaie îl dau cu 35, adică amestec, că eu așa am scris și pe etichetă, îl dau cu 35 de lei. Ei cașul de vacă îl dau cu 40. Nu. Asta e. Problema mai este și pe aici, pe la piață, pe la noi, pe la Reghin. Am spus-o și o mai spun încă o dată. Mulți vine câte un om la mine și zice, domnule, mie îmi trebuie numai caș de oaie. Îi spui, domnule, în piață, că eu îi cunosc pe toți. Nu este numai de oaie. Zic, cam eu e 80%, 85% de oaie. Păi nu că îmi trebuie numai de oaie, dar zic, nu găsești. Mere la mai încoșe sau mai încolo de mine, care are numai de vacă, zice, hai, domnule, că eu e numai de oaie. Și omul, nu știi, îl cumpără la de vacă și îl dă cu 40 de lei, că e de oaie. Nu-i corect față de cumpărături. Eu am spus-o și în Comisia de Agricultură la cineva a ajuns problema asta ca să se reglementeze. Suntem autorizați, pe autorizație scrie fiecare ce are să-și pui și eticheta. Ei, da, domnule. Oamenii nu cunosc. Oamenii nu cunosc, că ăia și-o cunoscut, ăia au murit. Deci mai vine câte unul care de la mai bătrân a fost la ei și știe și îi spune s-o crezi tu că ăla e oaie, dar ăia unul la 100 de clienți. Că restul omul e credul. Da, bineînțeles, omul merge pe încredere, dar cel ce vinde nu intă de-auna. Păi pe încredere, eu de-azi, că ați venit aici la mine la stână, filmați, merem la mulți la oi, la mulți la vaci, merem, facem brânză, nu? Că poate sunt mulți care fac piața, că nu au animale, sau poate au, dar nu le mulc, și eu de la alții, și nu-i chiar corect față de noi care chiar vrem să facem ceva și facem producție. O cea mai mare problemă cu care aș vrea să mă ajute statul, nu numai pe mine, pe toți care sunt în zona de munte, în zona de deal, care au probleme cu urși. Urși ăștia ne dau foarte mari probleme. De exemplu, deci eu altceva nu, că nu între, că dacă muncești ai, dar cu ăștia am avut 2 ani și 3 ani și așa probleme că am avut angajat și o zis, domnule, eu nu mai stau la oi, că vine ursul în fiecare seară,
o trebuie de a... Vineam și meream eu la oi, că el nu mi-a... Eu fost frică să-mi meargă la oi. Așa era... de mulți urși sunt aici la dumneavoastră? Păi era, acum azi 2 ani, era o ursoaică neagră cu un pui, una neagră cu 3 pui memnică, încă una neagră cu 2 pui, una sură cu 2 pui, un urs gulerat, așa șarc cu guler alb, un urs negru și încă unul roșu. No, cât s-a fost? Care îi vedem, acolo ne puteți filma pe partea din colț, pe acolo ne după 5 începe să circule. Și pagubă v-a făcut? Foarte puțină. Da, dar dumneavoastră nu v-ați gândit nu numai și la pagubă, vă gândiți, dar la siguranța voastră. Până la pe la siguranța noastră, vă dați seama, eu îs învățat că am fost pe tăți munți, eu cu câinii mă bag și că am avut aie, că m-a sunat copilul, hai tati la deal că a luat ursul și nu poți scoate. Eu când am venit am scos-o, dar ăsta de m-am dus cu tractorul pe el, așa de blăstămat, nu vrut să se daie de pe aia nici cum. No, da, e ăștia tineri și Doamne fer, îl cilăjește, cum să... Sunt niște probleme. Că eu dacă omor ursul, pe mine mă bag în pușcărie, dar dacă mă omoră ursul pe mine, nu mai este nicio problemă. Deci aici să se ia măsuri la animalele ăștia sălbatice. Și domnul, că eu am terminat silvicultură și știu. Deci cine vorbește că le-a distrus habitatul, îs numai ONG-urile, că știu că o să mă înjure, dar nu-i nicio problemă că spui ca să se audă. ONG-urile au făcut ca să nu se oprească vânătoare de urși. Urși și pe timpul lui Ceaușescu au fost destui, că noi am crescut aici, au fost fondul ăsta de leni, a fost cel mai bun de urși din țară, dar nu au fost probleme. Domnule, a fost unul, cum să zic și eu, a fost blestemat, ne-a dat, a omorât o oaie, două, trei. Domnule, ia măsuri. Ăia gunoier și merg în oraș, ia măsuri, degeaba era aluși, că ăla care a crescut acolo în oraș, la Tâmberaune, ăla degeaba îl duce în vârful muntelui, că ăla nu paște iarbă, că nu știe să pască. Coboară înapoi. Păi că ăla mai are două, trei zile până coboară înapoi. Nu zicea că a dus unul ori la ocat, mi-a zis cineva de aici, de la Târgu Mureș, de lângă grădina zoologică, l-a dus în Călimani, și-a zis că i-a pus gardă și s-a dus și s-a dus și a trecut în Ucraina și acolo... Nu mi-a fost semnal la zgardă, că ea poate a fost mai deștept ca noi. Dar eu aș vrea un ingis de el și stă în vârful blocului și zice de urs că vai sărașii cât îi să vie, o zi tătăzua să meargă cu mine, să se scoale la 4, să vie la mulți, după la casă, să meargă tătăzua pe tractor și noaptea când se te hodinești, să vii tătă noaptea să te bați cu ursul. Noroc că am câini buni, că dacă nu ar și vai de capul nostru. Păi a fost ăla, vine, amul dușeam la 5 minute, nu mă puneam în pat, era venit înapoi. Deci nu a apucat una singură, ne-a luat. Dar am avut, fai de mine, 3 săptămâni de zile, n-am dormit o noapte. Și datorită dumneavoastră, au rămas oile, adică nu v-a făcut pagubă. Păi nu ne-a făcut, că am fost, câinii au fost buni, noi am fost atenți. Așa e ușor să-ți dai legi din vârf de bloc, cum spui mie tale. Păi asta e problema, că dau legile, nu aia care știu realitatea. Și nu întreabă pe ei care, deși nu ascultă specialiștii, silvicultorii, că știu cu ce se confruntă, dar nu întreabă nimeni să fac legile așa, după interesele cuiva. Că silvicultorii ăia îi învăța școală și știu cum, și cu pădurea, și cu teche, și cu urși, și cu mistreț. No, mistreț a fost, am avut și cu ei probleme mult, că ne-au străcat pe aici, dar... O amuz vreo 2-3 ani, o dat Dumnezeu și o dat pe stanii și s-au mai împuținat. Și acum sunt, am văzut. Sunt, păi uite că sunt rămături acolo din col, dar nu-s mulți, dar era cel puțin aici, anii au zis când au făcut o vânătoare, că ieși 70. No, păi ea într-o noapte îți drobezi 10 hectare. Eu cu altceva nu... Deci piața de desfacere și asta, că altceva în locul meu să vie la oi și să... Încă ceva, și să nu mai dai banii la huți, banii de subvenție. De exemplu, uitați, eu am 7-800 câte am. A mele au fost numai la subvenția simplă. Nu mi-au fost băgate să iau milioane pe hârtii, că alții au luat miliarde pe trotale în pun și pe hârtii și pe așa. Deci să se dea la cine într-adevăr face... Deci să nu se mai daie banii pe hoții și pe tot felul de șmecherii. Să se daie, da, domnule, mere nou, merem cu doctorul veterinarul, merem într-o fermă, nou, la control cât are? 1000, nou, pe 1000 îi dăm subvenție, nu, altul are 300 și e pe, nu știu. Deci nu vorbesc în zona noastră, dar am văzut cazuri pe la DNA, pe la, că sunt, cum e fost. Deci să daie la omul ăla care muncește.
să-l încurajeze. Că noi, de generația mea, mai sunt încă câți mai sunt. De generația la copilul meu, îs numai 5% mai rămaș. Că se duc tot și rămânem fără animale și fără tăche. Că eu sunt bun român, eu țin la România și țin la aștia și la tradiții. Dar mă doare când văd că tăche se duc de râpă. Și încă o problemă, pământul țării să nu se mai vândă la străini, să rămâie în țară. Dacă nu-l pot cumpăra România, să-l cumpere statul român, să rămâie la noi. Că numai odată se vânde pământul, a doua oară nu. După aia copiii noștri poate vor fi sluși la alții. Cum i-au dus prin țări străine, i-au momit cu toate prostiile și am uz legați acolo, nu-s nici în România, dar nu-s nici acolo. Îs cercetori în țară străină. Că și acolo lua câți, pe 30 de ani, pe credite, pe mașini, pe nu-și mai văd capul, dar plătește copilul. Aici în țară de bine, de rău, și eu am fost copil sărac, dar mi-a dat Dumnezeu, mi-am putut face o casă, o pământ. Aici dacă muncești, ai putut face și ai vrut. Ai, dacă muncești. De gratis, deci mi-au tineri de ăștia, cum să fac, cum așa ne... Mi-a auzat în discuții și le-am spus, băi copii, să știți că fără muncă nu se poate face nimic. Cu alea, cu datul țăpilor și cu alea s-o gătat și hai să zicem că dai o dată, dar vei da de 10 ori înapoi, că ți-a Dumnezeu. Ai. Deci trebuie să fii corect și să muncești corect și atunci Dumnezeu îți dă și îți rânduie și ai fiecare. Cât de mult vă ajută credința? Foarte mult. Fără Dumnezeu, părerea mea personală, fără Dumnezeu nu poți un fir de iarbă. Și cu asta am încheiat atât. Deci dacă Dumnezeu, la urma urmei, noi suntem tăcesa lui Dumnezeu, numai administratorii de averii lui Dumnezeu, sau cum să zic aici pe pământ. Deci dacă Dumnezeu nu-ți rânduie, nu-ți dă, câte nu le rânduie, tăce le rânduie El, atunci n-ai nicio șansă. Că fiecare, Dumnezeu îți dă un talent și fiecare trebuie să ți-l folosești. Apoi cum îl folosește, fiecare aia e fix problema lui. Încă ceva, vreau să felicit pe actualul ministru, că cred că dânsul da legea asta, că banii de animale se vor împărți la fel pentru toată lumea, nu numai pentru hoți. Deci aia asta să-l felicit, dar să și e așa cum o zis. Da. Și-i asta mulțumesc. E un lucru mare. E un lucru foarte mare că o termina cu hoții. Și eu v-am spus că am avut atâtea, se poate verifica, n-am luat. Nu mi-au fost nici eu ceapă, nici oile, nici vașele, nici toate, că au fost de multe ori că acolo nu le puteam. Mă, n-am avut bani, mi-au trebuit de motorină sau de sămânță. Am vândut 20 de oi că n-am avut ce face, mi-au trebuit bani. Dar dacă era în ciope, nu le puteam vinde. Atunci mi-am făcut năcazul, când am avut bani, le-am cumpărat înapoi, că așa a fost lumea. Aici suntem la strungă. Da. Am văzut că ați mai făcut o strungă mai micuță în capăt. Păi am făcut-o, am zis eu că e o invenție de-a mea, pentru până să învață miurile, că vreo 60-70 de miuri, dacă nu să aleg tăche dinapoi. Dar așa, dacă facem un pic de strunguță, merg printre helealalte și nu rămân tăche ultima dată. Se învață mai ușor, până o lună de zile. Da, și nu te învârzi până toată strungă păi după ele. Când rămân tăche, nu le mai poți da cu căței, cu tât. Și pe urmă luați strunga din față? Sau o luăm, o luăm. Deci după ce se obișnuiește, le tungem, o luăm. Că se învață să meargă. Da, am unii până că de, nu le, de când le mulgem, de 10 zile. Deci dumneavoastră v-ați format oile numai din oile dumneavoastră? Da. Ați cumpărat așa turme de oi, să zic? Nu, de ce nu n-am cumpărat. Am mai cumpărat, că am avut eu comenzi de dat în coșe încolo, dar de ce nu, nu. Că de ce nu, nu prea am avut și alege din ele. Că ce crești tu, o știi din ce mamă, din ce tată, din așa, o știi. Când cumperi, nu știi, omul ce-ți dă.
pot și stricate, pot să fie cu boală, cu bruceloză, pot să fie câte nu pot să, câte boli nu sunt. Cu scapia, câte nu fost, au luat turme întregi și așa că e mai bine cine cioban și așa să-și țâie, că eu deanță nu știu acum, câte miale au fost bune, tăte le-am oprit. Apa mă, la taumnă poate e 10 și 15, nu-s cum trebuie, dar le dăm la motor, că e prețul bun. Și preț bun? E foarte bun. No, am în sfârșit ajuns, eu așa zic că e prețul corect la miel.